depinde de vârstă, dacă e vorba de un bebeluș, bineînțeles că primul lucru care îți atrage atenția este că nu suge sau că nu mănâncă, că nu crește în greutate. Cumva semnele cele mai importante sunt observate de părinți dacă își monitorizează copilul. Monitorizarea înseamnă să văd că crește în greutate, să văd că câștigă centimetri în înălțime și mai departe să îl poziționez pe niște curbe de creștere. Ele au fost făcute exact ca să compare copilul meu sau copilul tău cu restul copiilor de vârsta și de sexul lui. Bineînțeles că sunt multe semne pe care le putem depista, dar cel mai important când e vorba de un bebeluș este că nu ia în greutate, că nu mănâncă, că este galben sau că este palit, Da? Sau că are, bineînțeles, ne uităm la burică, este ieșit în afară, care o hernie ombilicală, asta luând în calcul anumite patologii. Dar cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem ca părinți este să ne monitorizăm. Copilul din punct de vedere al înălțimii, al greutății, al perimetrului cranian. Da, sunt date antropometrice extrem de importante care furnizează informații extrem de utile. La copilul mic, dacă vorbim de o vârstă de la un an da, până mai departe spre 6-7 ani, bineînțeles că totdeauna vom lua în calcul tot acele, toți aceia, aceiași parametri de înălțime și de greutate. Ele sunt extrem de utile, furnizează foarte multe date. Comparând copilul, da, cu un alt copil de vârsta și de sexul lui, poți obții foarte multe date, că este prea scund, că este prea înalt, că a crescut în greutate, că a, că a scăzut în greutate în ultimul timp. Poți să compar de la lună la lună sau de la, din 3 în 3 luni să văd cum ia în înălțime, cum ia în greutate. De multe ori cel mai ușor lucru de a depista, să zicem, obezitatea sau supraponderea este să vedem cum copilul inițial este pe o percentilă redusă Vă dau un exemplu simplu pe care l-am avut recent. Percentila 13, adică era foarte slab. Percentila 13 înseamnă că greutatea lui era mai mare decât 13% din semenii lui. Deci avea o greutate, da, destul de joasă. Iar după 6-8 luni a venit cu percentila 67, care înseamnă că greutatea și indicele lui de masă corporală a ajuns undeva la 67% mai mare față de restul copiilor de vârsta și de sexul lui. Sunt Informații extrem de importante. Bineînțeles, dacă copilul este apatic, dacă copilul nu câștigă din punct de vedere cognitiv, nu are achiziții cognitive, motorii, toate trebuie monitorizate. Dar endocrinologul, de obicei, care se ocupă de zona pediatrică, în primul și în primul rând, monitorizează creșterea. Asta e rolul unui endocrinolog. De multe ori sunt văzuți endocrinologii ca stăpânii end hormonilor. Hormonii asigură creșterea. Oglinda hormonilor este creșterea, dezvoltarea copilului, practic. Și de cele mai multe ori, ca să putem identifica anumite patologii, trebuie să vedem niște parametri simpli. Cum crește copilul? cum se dezvoltă în raport cu ceilalți copii de vârsta și de sexul lui. Bineînțeles că dacă varsă, dacă este rău, sunt cu totul alte discuții, alte semne extrem de importante care trebuie să ne atragă atenția. Dacă să pot să verific și să identific aceste semne, în primul rând trebuie să-mi cunosc bine copilul și să-l monitorizez.